Muzeul Civilizației Dacice și Romane, în colaborare cu Institutul Polonez din București și cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează în data de 30 septembrie, orele 11, vernisajul expoziției în aer liber a 40-a aniversare a Revoluției Solidaritatea. Acest eveniment expozițional dorește a înfățișa publicului vizitator povestea înființării Sindicatului Solidaritatea, care a dat naștere unei mișcări sociale conduse de Lech Walesa, precum și a influenței acesteia asupra destinului Europei Centrale și de Est, aceasta declanșând propriu-zis avalanșa care a determinat căderea comunismului în blocul estic, inclusiv în România. Expoziția a fost făcută în special pentru a demonstra implicarea mișcării Solidaritatea în căderea regimurilor comuniste în Europa de Est, și nu doar pentru acest lucru. Mișcarea Solidaritate a fost înființată pe 17 septembrie 1980, fiind recunoscut oficial în noiembrie 1980 prin avizul Curții Supreme din Polonia, și această mișcare nu a reprezentat doar o mișcare sindicală, ci a reprezentat o mișcare socială și una cu o anvergură politică de excepție în Polonia și în spectrul blocului estic comunist. Expoziția va putea fi văzută din 30 septembrie până 30 octombrie 2020. Ea este compusă din 13 panouri care arată istoricul mișcării Solidaritatea și rolul pe care l-a avut aceasta și în postcomunism. Această expoziție a fost făcută în colaborare cu Institutul Polonez din București, cu sprijinul Consiliului Județean și, bineînțeles, cu sprijinul instituției noastre, Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Expoziția se dorește un omagiu adus tuturor celor implicați în această mișcare, care a condus în cele din urmă la căderea cortinei de fier din estul Europei și eliberarea popoarelor estice de dictatura comunistă. Aceasta poate fi vizitată în spatele clădirii Magna Curia în perioada 30 septembrie-30 octombrie 2022.